Bateria, antigelul, ștergătoarele de parbriz și frânele sunt doar câteva dintre componentele mașinii care trebuie verificate odată cu venirea sezonului rece. Angajații serviciurilor ne sfătuie să acordăm o atenție mai mare bateriei mașinii, pentru că iarna aceasta este cea mai solicitată și oricând ne poate cauza probleme. Pentru a fi sigur că la prima ora dimineții autoturismul va porni, conducătorii auto trebuie să se asigure că mașina are antigel. Chiar dacă zăpada încă nu este pe șosele, giurgiuvenii au început deja să schimbe cauciucurile de iarnă și să verifice starea tehnică a mașinii. Pregătirea autoturismului pentru perioada de iarnă începe întotdeauna cu echiparea cu anvelopele de iarnă. Foarte important după echiparea autoturismului cu anvelopele de iarnă sunt verificarea sistemului de spălare și de curățare a parbrizului, de iluminare, semnalizare, sistemul de climatizare, trebuie să facă o revizie că funcționează corect, este un sistem de siguranță activ, sistemul de climatizare. Elementele de direcție suspense, cât și sistemul de frânare, sunt foarte importante pentru sezonul de iarnă. Spuneți-mi, vă rog, au început giurgiuvenii să vină să-și pregătească mașina pentru iarnă? Da, au început să vină să pregătească mașinile de iarnă. Noi avem și hotelul de anvelope, clienții deja și-au înlocuit anvelopele cu anvelope de iarnă. Mecanicii auto spun că o revizie generală a mașinii este necesară pentru a ne deplasa în siguranță pe drumurile publice. Totodată aceștia trag un semnal de alarmă în ceea ce privește echiparea autoturismelor cu anvelope de iarnă. În situația în care șoferul este implicat într-un eveniment rutier și mașina nu are cauciucuri de iarnă, firma asiguratoare nu va suporta costurile pentru paguba produsă.